A doua parte a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România. Continuăm discuția cu președintele LAPAR, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli, Nicu Vasile. Domnule președinte, sunt mai multe strategii europene care ne afectează viitorul. Eu sper că în bine. Dincolo de Green Deal-ul mare, care e umbrela pentru toate, dincolo de strategia From Farm to Fork, de la fermă la furculiță, mai avem strategia privind biodiversitatea. Aceasta nu e inclusă în politica agricolă comună, dar i-ar obliga, dacă se transformă în normă europeană, i-ar obliga pe fermieri, inclusiv pe cei din România, să lase 10% din terenuri pentru refacere și sporirea biodiversității. Fermierul Nicu Vasile lucrează în proprietate sau în arendă cam 1100 de hectare. Da? Asta înseamnă, grosomodo, cât înțeleg eu, că 110 hectare ar trebui să le scoateți din circuitul agricol. Pun un an mediu, nu mă gândesc la un an extraordinar de bun, nici la un an cu secetă, dar mă gândesc că acele 110 hectare care nu mai produc pot fi diferența între să trageți targa pe uscat și a avea cât de cât profit. Da, domnule Înță. Pentru mine, fermierul Nicu Vasile, nu îmi creează mari probleme. Dacă este discut pentru... De ce? Până acum am tot spus, România are 25% din suprafața României arabilă, dar nu numai, care respectă biodiversitatea. Nu, dar nu veți mai avea voie să lucrați 10%. Păi, se întâmplă lucrul acesta. Eu spun de ani de zile. Păi dacă sunt fragmentat, diferența, să vină să calculeze. Aha. Da. Otarul între mine și vecinii e de 2 metri. Să calculeze lungimea, să vină fiecare membru. Și adunând parcelele, iese adunând, probabil... Diversitate de mult. Și România are. Dar cine se reprezintă? Păi la dumneavoastră am văzut, cum se numeau alea, nu dropii, ce am văzut? Prepelițe? Prepelițe în natură. Da. Pe chiar și dropie. Și dropie n-am văzut-o pentru că i-aș făcut poză. Dar știu că au apărut. Vulpe am văzut. Deci biodiversitatea există. Spuneți că agricultura românească ar putea să nu fie atât de lovită eventual de această... Statistic o dovedim. Că nu poate. Pentru fermele mari e o problemă. E corect. În primul rând că agricultura este principalul sector economic unde ne putem dezvolta. Da? Uh-huh. Dar avem 64 de milioane de parcele. Nu se poate așa ceva. Dar de ce? Am tot fragmentat pământul ăsta ca să nu creeze plus valoare. Și am tot adus, mă uitam la statistici ca românii pe grupe de vârstă. Spune micul fermier. De ce, dom'le, tânărul fermier trebuie să-l aduc să fie marele fermier? Nu micul fermier, tânărul fermier, micul fermier. Trebuie să-l cresc, să-i dau credit, să meargă mai departe. Am 270.000 de fermieri care sunt trecuți de 80 de ani. Cui va preda ștafeta? Tânărului fermier, da? Cred că e deja predat acolo la peste 80 de ani, greu de crezut că mai stă omul ăla pe câmp să facă agricultura. Să fim serioși. Sunt excepții. Excepții. Ai nevoie de acești lupi tineri pentru a... Nu să stea să pună ferma mare să mai rupă 2 hectare, 5 hectare. Da. Că nu creează fermierul mare, nu mai e atent, să creeze plus valoare și să creeze ce? Locuri de muncă, domnule. Păi da, toată lumea pleacă la oraș ca să stea... Domnule Nicu Vasile, mă uit tot așa pe statistică oficială. Găsesc 18 fermieri în România, să le dea Dumnezeu sănătate, care au peste 100 de ani. Iertați-mă. Găsesc 7430 de fermieri care au între 90 și 100 de ani. Oricât am fi de vânjoși, eu nu cred că la peste 100 de ani omul ăla mai face ceva pentru agricultură. Haideți să fim serioși, dar ei sunt fermieri. 18% de ani, 7430 între 90 și 100, între 80 și 90, 73.124 de fermieri. Între 80 și 70, deja asta e categoria juniori, avem 165.000. Atenție. Iertați-mă, vă spun, le doresc tuturor sănătate și viață lungă, dar asta mi-arată o agricultură cu un picior în groapă. Nu vreau să fiu sinistru. Discutăm de digitalizare? Vedeți și mediile pe la vârsta asta? Hai să fim serioși. Eu nu sunt la vârsta asta și uneori îmi vine greu să țin pasul cu tot ceea ce se schimbă în societate. Mai apelez la copii, pentru că sunt mai tineri, mai deschiși la tehnică, la IT, da? Și mă ajută. Mi-e greu să cred că un fermier de 90 de ani înțelege digitalizarea și că folosește internetul lucrurilor și multe alte chestii, da? Știe ce e o conectivitate, un senzor de umiditate și multe altele. Sau ridică o dronă, da? Sau folosește hărți satelitare.
Da, da, eu citesc termenii ăștia, da. Dar m-ați adus aminte, m-am dus la un om drag mie și sufletului meu, la ziua de naștere, împlinea 67 de ani. Tânăr fermier. Da, da. Și m-am dus, îi spun la mulți ani să fii sănătos, să... Bă, să-i mulțumim lui Dumnezeu că până la 65 de ani sunt anii pe care ți-i dă Dumnezeu, sunt anii tăi, iar de la 65 de ani sunt cei pe care să milostivește Dumnezeu să ți-i dea. N-am înțeles așa termenul, dar într-o formă sau alta, chiar și acum stau și mă gândesc la mine, nu la altcineva, altfel era trecut de 50 de ani și într-un alt mod gândeam la 24 de ani și căutam să alerg mai mult, să fac lucruri mult mai altfel, pentru a crea plus valoare și a da de muncă la mai mulți oameni. Bine, eu având și un alt tip de gândire, de a crea centre economice, de a dezvolta alte lucruri. E greu să găsești în România lucrurile acestea și să-i spui oamenilor cum discutăm acum. Ia spuneți-mi, domnule Nicu Vasile, că tot ne-am înțelepțit noi așa, suntem, nu mai suntem la prima tinerețe niciunul. Dumneavoastră, direct sau prin reprezentanța ai LAPAD-ului, participați la elaborarea Planului Național Strategic. Că văd mereu, au loc întâlniri săptămânale. Nu, vă rog, să fim foarte serioși, pentru că e documentul după care o să ne închinăm de la anul încolo, în agricultura. Am văzut luările de poziție ale participanților, am văzut anunțurile ministerului cum că se va lua la cunoștință și se va introduce eventual în documentul final. Acum, probabil de mâine, o să avem un nou ministru al agriculturii. Evident, lucrul la PNS continuă, pentru că eu sper că aparatul tehnic rămâne în vigoare. Teoretic, ar trebui să ne grăbim puțin, să îndesim lucrurile, pentru că nu mai e mult până trebuie să fie gata PNS-ul. Dumneavoastră, cum îl vedeți, acest plan, program, ghid al agriculturii românești, care pleacă de la nevoi și posibilități și se duce pe direcții de acțiune? Uite, pentru cultura mare, vă întreabă colegii din LAPAR și dumneavoastră faceți o întâlnire online cu toți și le spuneți, mă, asta s-a discutat și așa o să fie. Dumnezeu, vin cu foarte multe propuneri legate de PNS. Propuneri sunt, da. Le bagă cineva în seamă, pentru că fiecare grupă profesională, să o numesc, din agricultură, vine cu propriile nevoi și propuneri. Nu, crescătorii de păsări poate au alte cerințe decât cultura mare. Sunt convins. Viticultura la fel. Da. Ce va ieși în final, dincolo de un document? Să nu-mi spuneți că va ieși un plan, pentru că știu. Da, plan, am și eu plan de cheltuieli și venituri al casei. Întâi de venituri. Da, din păcate, din toate datele pe care le avem noi, România nu are un plan de venituri și cheltuieli bine stabilit. Ba da, avem bugetul, cum să nu. Care buget? De unde buget? În fiecare an avem un buget. Haideți să fim serioși. Înainte de a discuta, de a împărți bani, trebuie să-i faci. Păi facem, avem cea mai mică rată de încasare la nivel european. Da, ne împrumutăm cu peste 5,5% dobândă, decât 42% asigurăm din cheltuiala României lunară, restul de 58% o luăm de afară. Mă rog, mi se pare un pic falimentar, eu n-aș face așa ceva la nivel de familie, că nu mi-aș permite. Dar aici trebuie plecat și acest plan național de dezvoltare. Păi dacă tot creștem gradul de îndatorare, unde vom merge? Ce plan poți să faci? Nici o politică nu va da roade. Din punctul meu de vedere, situația prin care trece România e o situație dezastruoasă. Iar noi trebuie să mergem printr-o economie mult mai bine gândită, printr-o strategie bine gândită, pe multisectorial, nu doar pe agricultură, pe tot ce înseamnă chiar să dezvoltăm și industria prelucrătoare, și exporturile, să vedem ce putem să exportăm. Eu aș exporta mai mult turism, aș exporta materii. Da, rămânem, eu înțeleg ideea aceasta de a face mai multe lucruri deodată, pentru că de fapt ele se întrepătrund și aduc una după alta plus valoare. Ar trebui și infrastructură ca să avem turism, da? Bun. Infrastructură. Bun, trecem peste. O să avem. Am văzut acum... Când eram 23 de milioane de locuitori, aveam infrastructură. Ne ajungeam și parcă nu era aglomerație. Acum sunt 15 milioane de locuitori. Am dat de bine și avem mașini de asta. Da, că aveam case, da. Date de întreprindere. Bun. Corect. Haideți să ne întoarcem la Nicu Vasile, președintele LAPAR, la agricultură. Eu știu că dumneavoastră gândiți multisectorial, da? Să ne limităm, vă rog, puțin la agricultură. Vă întreabă colegii din asociație.
Domnul Nicu Vasile, domnul președinte, ce facem de la anul? Care sunt regulile după care va trebui să dansăm și noi? Și înainte, ce le spune? Înainte de a trece la răspunsul pe care îl doriți dumneavoastră, a spus că am o viziune multisectorială. Da. Păi agricultura depinde de celelalte sectoare. Corect. Păi discut de, de industrie chimică, discut de prelucrătoare, păi nici măcar o întreprindere care să fabrice un plug, domnule. Un scarificator. Ba, avem niște mici, întreprinderi mici și mijlocii. Avem, avem. Sunt câteva în țară, da? E una destul pe la... Câte mașini ați văzut fabricate în România? Ce fel de mașini? Păi câmpurile din România. Câte mașini agricole, utilaje agricole. Păi nu știu, nu le-a numărat, 3, 4? Și aia nu știu ce discutăm, domnule. Da, am mai văzut niște combine de la vechi Gloria undeva prin Botoșani. Una încă mai funcționa și omul se ruga să nu îi se rupă curelele, că n-avea de unde să mă ia. Știți, cu Gloria era cu foarte multe curele în ea. Vedeți, asta e partea, multisectore. Fermierul român vrea sau nu vrea să recunoască, depinde de tot acest lanț de fabrici de uzine și de aceste sectoare de depinzând activitate. Depinzând de toate acestea... Păi, mai crescut acum îngrășămintele, cu ce va fi? Stau și fac fișa tehnologică a fiecărui produs cultură în parte. Nu prea de bine. Adică, dumneanța. Pentru că eu înțeleg, hai să spunem, această fișă tehnologică pe care fermierii serioși o întocmesc, pentru mine e așa. E un document care îmi dovedește, mă gândesc așa, domnule, cât cheltuie pe hectarul de grâu, cât cheltuie pe hectarul de porumb, de nu știu ce, și îmi estimez veniturile. Sper la un an agricol bun. Dar pentru mine asta e fișa tehnologică. Eu nu mă pricep ca dumneavoastră. De ce spuneți că nu iese bine? Păi din moment ce toate inputurile mi-au crescut, da, forța de muncă este și slab pregătită și scumpă. Dar știți că n-aveți voie să vă mai purtați urât cu angajație, condiționalitatea socială. Stați puțin. Nu vă reproșez dumneavoastră. E mult mai dură legislația în România decât în comunitatea europeană, privind angajatul. Nici nu poți să comentezi. Deci n-ai voie să-l mai legi noi... să, cu capul în jos, la fum de ardei, să-l bați la tălpi. Glumeam. Bănuiesc că fermierii nici nu o fac pentru că nu prea au angajați așa mulți. Vedem un articol zilele astea, dar nu vreau să intru doar așa. În fine, toată presa și-a dat seama că România rămâne fără tractoriști. E bine, a ajuns inclusiv... Lucrul ăsta e atât de grav că a ajuns și în presa de scandal. Asta vreau să spun, da? Deci, ceea ce spun... Vă rog frumos, nu mai jigniți tractoriști. E un cuvânt ură, nu? Bun, operator utilaje. Vă rog frumos. Bun, deci rămânem fără operator. Și el nici nu trebuie să se dea jos din tractor. Sunt puțini care se mai dau jos din utilaj nou. Mă rog, înțeleg, utilajul are de toate, inclusiv duș și tot ce vreți dumneavoastră. Bun, haideți să ne întoarcem la viitorul agriculturii, așa dependentă cum e de dar toate celelalte sectoare. Dar eu din primăvară mai aștept un exod de forță de muncă din România în vestul Europei. De ce? Datorită nivelului de trai, bineînțeles. Deci al coșului zilnic, nu? Domnul Nicu Vasile, dumneavoastră v-ați uitat la televizor în ultimele 6 luni, l-ați auzit pe fostul premier, nu-i dau numele, când v-a spus că în fine se văd roadele creșterii economice, că fiecare român începe să simtă. Chiar simțiți? V-ați uitat la televizor? Sau prin de o postură străină? Nu vorbesc serios. Un nou guvern și chiar într-o formă sau alta mă bucuram. De ce? Că vine un militar la... Eu nu mă bucur. Premier. Nu mă bucur pentru și că am făcut armata și... vor fi puțin mai altfel. Mă rog, nu e cazul. Dacă nu vreau să intrăm în considerente democratice, nu e normal ca o societate democrată să fie condusă de un militar chiar în rezervă sau retragere. Nu e normal. Da, mă rog, nu facem noi aici politica. Da, domnule, hai să ne ocupăm de agricultură. Fișele tehnologice îmi spuneți că nu dau bine. Nu ieșiți pe plus sau ce? Nu e profitabil. Păi dacă mergem în stilul acesta, inputurile tot cresc. Cu cât trebuie să vândă fermierul? Ce producție trebuie să obțină? Da, spuneți-mi, ați profitat de perioada asta de creșterea prețurilor? Pentru că eu, de fapt, am senzația că toate prețurile mari, la porumb, la rapiță, la grâu, au fost, de fapt, consumate... Am oricum uitat. Haideți să... Ce? O luăm procentual, da? Cu cât v-a crescut dumneavoastră cerealele ca preț, da? Cu cât au crescut inputurile procentual? Nu, mai mult inputurile procentual, grâu mi-a crescut binișor, până pe la vreo 250 de euro tona, nu? Cam atât e FOB Constanța, sau, mă rog, cât o fi. Dar nu discut de Constanța, acolo se face prețul pentru alții, nu pentru fermier. Bun, hai să spunem. Bun, nu 250, dar cu 200 tot îl dă și fermierul, da? Se dă 1000 de lei pe tona de grâu. Să fim serioși, oriunde în țara asta. Depinde de unde... Îngrășămintele sunt cam 1000 de euro tona acum. Da. Deci, dintr-o dată, e o diferență, trebuie să vând 10 tone de grâu să iau o tonă de fertilizant pe bază de amoniu, da? Sau uree, mă rog. Bun, tot acolo, tot pe la
5.000 de lei tona. Dacă mi-a crescut cerealele cu 30%, 40%, da. Da. Îngrășământul mi-a crescut cu 300-400%, da? De ce discutăm? Da. Uitați-vă utilajele. Păi asta, știți ce face? Domnule Nicu Vasile, e mană cerească pentru agricultura românească care va folosi mai puțin și se va încadra în normele europene. Noi reducem înainte de a ne cere ei. Nu? Dar noi ne-am aliniat de acum 30 de ani. Păi nu, da. Nu, de fapt, ar trebui să vă bucurați și să ieșiți în față. Nici n-ar trebui, fermierul român, nici nu trebuie să participe la aceste lucruri. Cu Green Deal, cu... Haideți să ne înțelegem. N-avem cum, suntem Uniunea Europeană, trebuie, suntem parte. Nu, da, nici nu trebuie să băgați în aceeași oală. Din moment ce eu folosesc 0,7-0,6 kg de substanță activă produs fitosanitar și eu folosesc 7 kg, unde e corectitudinea? Dacă reduc cu 50% chiar la nivel european, noi tot nu ne apropiem. Da, e clar cum se la va face. La nivel european sărim de 1,5. Dar reducerea asta e clar cum se ar va face. Să ne se va face la fel în toată Uniunea Europeană sau procentual pe fiecare țară din cât nici consumă? Nu știu. Depinde acum fiecare cum știe să-și negocieze. Deci, că dacă se face reducere cu 50%, păi media europeană între 0,7 kg în România și 7 kg în altă parte e de aproape 4 kg media. Reducerea înseamnă 2 kg, da? Să ajung la 50%. Fermierul român n-are de unde să taie 2 kg. Dar și așa, dacă taie din 700 de grame jumătate, da, nu mai are niciun efect ceea ce pune pe câmp. Normal, trebuie... Noi oricum folosim puține îngrășăminte, că nu avem capacitate financiară, folosim mai puține pesticide. Noi nu avem industrie chimică, nu mai avem nici fabrici de îngrășăminte. Două mai avem, care funcționează, din câte știu eu. Două? Din câte erau. Păi, vedeam... Și funcționează la jumătate. Da, și înțeleg că uneori mai scapă câte un nor de fum și pe la amonil, slobozia. Nu mai știu exact. Da, nu știu. Dăm un telefon și aflăm, da? Da. În orice caz, când am trecut eu odată pe acolo, ieșeau aburi din turnurile de răcire, ceea ce mă face să cred că ori făceau grătar muncitori în turnul de răcire, ori lucra combinatul. Cred că era de autogen, tăia fier. Bun. Deci, într-adevăr, nu mai avem o bază de producție care să susțină agricultura. De la mașini, utilaje, până la îngrășăminte. Fermierul lăsat la bătaia vânturii. Haideți, ultimele 6 minute și jumătate. Să încercăm să privim cu speranță, dacă nu cu optimism, viitorul fermierului român. Și să spunem așa, fermierul român, eu întreb dumneavoastră, ne răspundeți, câtă viață mai are după 2023, când intră noua politică agricolă comună în funcție? România nu are definit nici măcar ce înseamnă fermier. Nu, vă rog. Câtă viață mai are agricultura românească, fermierul Dacă se va uni, va avea posibilitatea de a crea locuri. Nu erați bun de avocat sau de politician. Bun. Doi. Câți din actuale fermieri reali, din cei 20 și ceva de mii, nu în total, vor mai, credeți că vor mai rămâne după 2023? Dacă rentabile ne referim economic la vârsta pe care au dumneavoastră și toate celelalte lucruri, la faptul că România nu oferă absolut nimic decât cere taxe, nu oferim, nu avem o politică demografică, forța de muncă pleacă afară, ne vinde materie primă, cu e de înțeles. Nu, oamenii nu deci au câți vor mai fi? Lăsăm la o parte, eu nu mă gândeam la... Dacă nu vor trece pe exportul profitabilității pentru a nu mai plăti taxe statului român, vor mai fi, vor fi mai mulți. Mai mulți, spuneți dumneavoastră. Da, asta e singura condiție. Conform declarațiilor fostului premier, anul trecut parcă, agricultura României producea undeva între 4,5 și 6% din PIB. Nu mai știu exact, dar nu contează. PIB înseamnă consumul românesc, nu înseamnă investiții. Vă rog, o secundă, lăsați. Lăsați-mă să-mi pun și eu întrebările. M-am închinuit o noapte întreagă să le gândesc. Ce dracu? Din 2023 încolo, ponderea agriculturii în realizarea PIB-ului va crește? Va rămâne constantă sau va scădea? Chiar dacă va crește, nu va fi spusă publicului, mă asigur. Păi uitați. Nu, în sensul, va fi mai bine agricultura, și nu mă gândesc la scăderea celorlalte sectoare, ci vreau să văd o sporire. Agricultura va fi relevantă în România din 2023 încolo? Fără discuție. Uh-huh. Păi discutăm de construcții. Construcții înseamnă locuințe. Câte locuințe mai facem? Să fac multe, stați liniștit. Transporturi. Industria... Nu, dar agricultura, haideți să rămânem, vă rog, domnul Nicu Vasile, mai... Păi nu, facem cumpărații.
Dar nu vreau să fac comparație, vă întreb de agricultură. Din ce vei vinde în continuare produse cerealiere și produs finit obținut din agricultură. Bun, dar e important să avem ce vinde. Nu avem absolut nimic. Se va realiza în mod real schimbul de generații în agricultură, pentru că mereu se vorbește de îmbătrânire, am tot vorbit de acest lucru, proprietarilor, a fermierilor, e nevoie de tranziția către o nouă generație. Mă rog, am avut proiecte europene, de programe europene, da? Această tranziție va avea loc în mod real sau nu vom găsi destui tineri interesați de a face agricultură? În primul rând că n-am segmentat foarte bine lucrurile acestea. Tinerii fermieri nu pot să-l... Ce spuneam mai devreme? Trebuie să îl canalizez pe cei buni către fermele foarte mari, pentru a prelua fermele mari. Nu pentru a-i da 5 hectare să facă nimic și să-l băgăm în datorii. Că noi asta facem. Îl băgăm în datorii teribile. Sperăm să reușim o cale... Bun. De înțelegere vă pentru a aduce tinerii către fermele medii și mari. Da, dar numai că nimeni sau nu de a le crește pe cele mici, de a le crește pe cele mici spre fermele medii. Totalea. Nu de a face 1000 și una de ferme. Avem 34% din totalul fermierilor la nivel european și nu realizăm decât, mereu am spus lucrul acesta în ultima vreme, nu realizăm decât 3%. Pe când Franța, că discutam puțin mai devreme de Franța, au 3% din totalul fermierilor la nivel european și produc 17%. Bun. Da, în sfârșit. Două minute, domnule Nicu Vasile, o să vă întâlniți cu noua conducere a Ministerului Agriculturii, se va schimba și șeful Comisiei pentru Agricultură de la Camera Deputaților, pentru că domnul Chiespu merge ministru, ok. Ce așteptări aveți? Da, cred că noul ministru, nu cred, din discuția pe care l-am avut, înțelege foarte bine. Îl cunoașteți lucruri. Din comisie, da. Ați lucrat. Da, din comisie. A venit și cu acea lege privind construcțiile în extravilan, da. În extravilan. Trebuia mai de mult făcut acest lucru. Dar în fine, mai bine decât niciodată. Înțelege lucrul și e cu totul și cu totul altceva. Legea vânzării terenurilor aveți vreo așteptare? Poftim? Legea vânzării terenurilor, ce așteptare aveți? Să finalizeze, să nu mai tot... inclusiv legea arendei terenurilor. Aia deocamdată, legea ar trebui să apară, pentru că deocamdată e ceva în codul civil, nu cu arenda. Da, nu da, e o lege da, separată. Da, trebuie să lucrurile puse la punct. Prea tergiversăm toate aceste probleme care sunt importante pentru agricultură și pentru România, în general. Am înțeles. Și ultima întrebare, domnule Nicu Vasile. Dumneavoastră, ca fermier, la parul, ceilalți fermieri din România, au nevoie de ajutor din partea statului? Și dacă ce înseamnă da, ajutor? La ce nu, nu mă întrebați că ajutor nu mai avem decât un minut. Da, ajutor. Da, dacă fără da, discuție. Și sub fără ce formă? De strategii. Uh-huh. De strategii, de planuri, de dezvoltare. Eu... Nu neapărat financiar. Păi degeaba dai bani dacă ei n-au nicio valoare. Spunem, creștem pensiile acum, da? Dar cum crezi pensia dacă eu n-am creștere economică? Pe baza la ce? Mă duc să mă împrumut? Crezi inflație. Degeaba îmi dai bani astăzi. A, dau bani ca să ce? Să sprijin industria constructoare, nu știu de care. Nu sau ce? Pentru ce? Fermierul are nevoie de strategii pentru a se diversifica și anul. El cum poate să dea un salariu? Discutăm din 2023, nu? De salariu minim la nivel european. Nu va fi impus un salariu minim european. Eu asta am înțeles din discuțiile cu Europa. Da, sunt multe discuții aici, dar dacă se va întâmpla... Nu va fi la 2400 de euro, da? Nu. Nu discutăm de asta. Trebuie să fie, fără discuție. Dar trebuie să-l bazezi pe ce? Pe o creștere economică. Okay. Pe o productivitate a muncii. Și o creștere economică nu bazată pe consum, ci pe consum, producție și împrumuturi. Ci pe ceea ce realizezi tu. Adică mănânci ceea ce produci, cu alte cuvinte. Deci așteptări aveți și dumneavoastră de la guvernanță, e vorba de strategii. Altă întrebare? Ultima întrebare e că s-a terminat. Asta e. Au da? Trecut 24 avem aici, de minute. Inclusiv avem strategiile pe transport. Mă rog. Dar mai da, avem, de, avem. Numai, gata, s-a terminat emisiunea. Discutăm altă dată. Discutăm și de agricultura României prezent și viitor. Nu, lăsați cu viitorul. Da. Vedem cum îl construim împreună, trebuie da? Să existe și într-o emisiune viitoare. Nicu Vasile, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, a fost invitat în Agricultura. O șansă pentru România. Vă mulțumesc, domnule Nicu Vasile. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Pe curând.